Introducere Cineva a zis la un moment dat, ai grijă ce îți dorești pentru că s-ar putea să primești. Majoritatea contractorilor pe care i-am cunoscut pot să înțeleagă ideea aceasta. Pentru că la un moment dat în cariera lor și-au pus întrebarea, de ce, Doamne iartă-mă, m-am făcut contractor? Și chiar dacă nu știu cum ai răspuns la întrebarea aceasta în trecut, sunt convins că, după ce vei înțelege gândirea strategică prezentată în această carte, Vei răspunde diferit la ea pe viitor. Totuși, dacă vrem ca ideile de aici să îți fie de folos, este esențial să începi să te privești pe tine însuți într-un mod diferit, mai productiv. Eu îți sugerez să treci mai departe și să nu te mai identifici în mod fundamental ca fiind persoana care știe să facă toată treaba în domeniul în care lucrezi, care este expert în chestiunile tehnice, care se aruncă mereu în luptă și duce treaba la bun sfârșit indiferent de cost. În loc de asta, îți voi propune să uiți de corvoada zilnică și să începi să te gândești ce este de fapt o afacere, cum funcționează o afacere, sau de fapt, cum funcționează în realitate orice afacere, spre deosebire de felul în care ai ajuns să crezi că funcționează bazându-te pe propria experiență. În această carte vom călători înapoi până la începuturile propriu-zise ale afacerii tale. Pentru a o gândi din nou ca pe un produs, nu ca pe un loc unde mergi la serviciu. Ca pe o invenție, nu ca pe un loc în care oamenii lucrează. Ca pe o viziune, nu ca pe un furnizor de locuri de muncă pentru tine și pentru alții. Asta îmi propun să fac pentru tine în această carte. Să îți stimulez gândirea critică despre antreprenoriat ca afacere, nu despre antreprenoriat ca muncă pentru că eu am convingerea fermă și bine înrădăcinată, bazându-mă pe succesul pe care l-am avut ajutând mii de proprietari și de manageri, că doar atunci când vei începe să te gândești la afacere în termen de dezvoltare și de conducere palpitantă a ei, vei descoperi secretul care stă la baza creării fiecărei afaceri incredibil de originale. Mitul antreprenorial spune că contractorul va descoperi bucuria inegalabilă care se naște din crearea unei afaceri cu adevărat independente, o afacere care funcționează fără el în loc să funcționeze mulțumită lui, doar dacă se ocupă de afacere într-un mod cu adevărat inovator și independent. Mitul antreprenorial spune că contractorii vor fi eliberați de sub tirania previzibilă și frecvent copleșitoare a rutinei neprofitabile și neproductive care îi macină zilnic, doar dacă învață diferența dintre munca afacerii și afacerea muncii. Mitul antreprenorial spune că lucrul care va face cel mai mult diferența între succesul și eșecul afacerii tale este în primul și în primul rând felul în care te gândești la afacerea ta, nu cât de mult muncești la ea. Așadar, hai să o examinăm împreună de la un capăt la altul. Hai să ne gândim la lucrurile acelea: muncă, oameni, bani, timp, care domină lumea contractorilor de pretutindeni. Să ne gândim la planificare, la dezvoltare, la management, la crearea unei vieți. Să ne gândim la îmbunătățirea vieții tale și a familiei tale prin dezvoltarea unei afaceri extraordinare. La crearea unei vieți care să fie a ta realmente. Capitolul 1. Povestea lui Richard și a lui Anne Nu a fost nevoie să inventez minciuni. Limba mea a făcut asta de una singură și am fost adesea uluit de cât de isteață și vizionară poate să fie o limbă. A Friend of Kafka un prieten de-al lui Kafka, Isaac Bashevis Singer. Toate afacerile sunt afaceri de familie. Dacă ignorați adevărul acesta, atrageți dezastrul. Este adevărat, indiferent dacă membrii familiei lucrează sau nu în afacere. Indiferent de relația pe care o au cu afacerea, fiecare membru al familiei contractorului va fi puternic influențat de hotărârile pe care acesta le ia în privința afacerii sale. Din păcate, cu excepția cazului în care câțiva membri ai familiei sunt implicați activ în afacere, numeroși contractori obișnuiesc să își compartimenteze viața, privindu-și afacerile ca pe ceva separat de familie. Aceștia își percep afacerea ca pe un job și ca atare ca nefiind deloc treaba familiei. Asta nu te privește pe tine, îi spune contractorul soției sale. Îmi las afacerile la birou și familia acasă. Spune contractorul cu o convingere oarbă. Și eu răspund cu o convingere egală: nu este adevărat. În realitate, familia și afacerea ta sunt inextricabil legate una de alta. Indiferent dacă tu crezi sau nu, ce se întâmplă în afacerea ta se întâmplă și acasă. Gândește-te la următoarele lucruri și întreabă-te dacă nu cumva sunt adevărate. Dacă ești furios în afacere, ești furios și acasă. Dacă ai scăpat lucrurile de sub control în afacere, la fel ai scăpat lucrurile de sub control și acasă. Dacă ai probleme cu banii în afacerea ta, ai probleme cu banii și acasă. Dacă ai probleme de comunicare în afacere, ai probleme de comunicare și acasă. Dacă nu ai încredere în afacerea ta, nu ai încredere nici acasă. Dacă ești secretos în afacerea ta, ești la fel de secretos și acasă și plătești un preț uriaș pentru asta. Adevărul este că afacerea ta și familia ta sunt un singur lucru și tu ești elementul de legătură. Sau ar trebui să fii. Pentru că dacă încerci să îți separi afacerea de familie, dacă afacerea și familia ta sunt necunoscute, vei crea două lumi la propriu. Două lumi care nu vor putea niciodată să se servească reciproc din toată inima. Permitem să-ți spun povestea lui Richard și a lui Anne. Richard și Anne erau căsătoriți și aveau doi copii. Locuiau lângă Sacramento, California. Se iubeau cu pasiune, erau membri activi în biserica lor, erau înscriși în organizațiile din comunitate și petreceau împreună timp de calitate. Una peste alta, se considerau printre cele mai norocoase familii pe care le cunoșteau. Richard lucrase ca tâmplar 8 ani, timp în care studiase sârguincios în noaptea pentru licența de contractor. Când a obținut în sfârșit licența, și-a înființat propria firmă de construcții de case. Înainte să ia decizia, el și Anne au petrecut mai multe nopți discutând despre această mișcare. Era un lucru pe care și-l puteau permite? Avea Richard aptitudinile necesare pentru a face această afacere cu succes? Exista o piață suficient de mare care să-i cuprindă pe toți? Ce impact urma să aibă această mișcare asupra stilului lor de viață, asupra copiilor și asupra relației dintre ei? Și-au pus toate întrebările pe care trebuiau să și le pună înainte să se lanseze în afaceri pe cont propriu. În cele din urmă, sătul de discuții și încrezător că se poate descurca indiferent cu ce s-ar putea confrunta în afacere, Richard s-a angajat să își înființeze propria companie de construcții de locuințe. Pentru că îl iubea pe Richard și nu voia să-i se opună, Ann a fost de acord, asigurându-l că îl va ajuta cu tot ce va putea. Așa a apărut firma Best Construction Incorporated. Richard a făcut un al doilea credit ipotecar pe casă, și-a părăsit locul de muncă și și-a deschis afacerea în garaj. La început a mers bine. Sacramento trecea printr-o perioadă de avânt economic în construcții și lui Richard nu i-a fost deloc greu să subcontracteze lucrări de la constructorii greu încercați pe care îi cunoștea în zonă afacerea lui s-a extins, devenind în curând prea mare pentru garajul lui. În decurs de un an, Best Construction a angajat patru tâmplari cu normă întreagă. A angajat de asemenea un contabil pe nume Robert, care să se ocupe de bani. O tânără pe nume Sarah se ocupa de convorbirile telefonice și de sarcinile de ordin administrativ. Toată lumea lucra într-un birou mic aflat într-un mall din centrul orașului. Richard era extaziat de progresele pe care le făcuse tânăra sa afacere. Bineînțeles că administrarea unei afaceri era mult mai complicată și consuma mai mult timp decât munca de tâmplar. Nu numai că Richard superviza toate lucrările pe care le făceau oamenii lui, ci și căuta continuu de lucru pentru a ține pe toată lumea ocupată. Pe lângă asta, el făcea estimările, el strângea banii, Mergea la bancă și parcurgea cu greu teancurile nesfârșite de hârtii birocratice. Richard s-a trezit că își petrece din ce în ce mai mult timp la telefon, ocupându-se în cea mai mare parte a timpului de reclamațiile clienților și dezvoltând relații. În timp ce lunile se scurgeau și boomul din construcții continua, Richard a trebuit să-și petreacă din ce în ce mai mult timp doar pentru a ține lucrurile în mișcare, doar pentru a se menține pe linia de plutire. La finele celui de-al doilea an de viață, Best Construction avea 12 angajați cu normă întreagă și 8 cu jumătate de normă și s-a mutat într-un birou mai mare în centru. Odată cu afacerea au crescut și solicitările pentru timpul lui Richard. A început să plece de acasă mai devreme dimineața și să se întoarcă seara târziu. Își vedea rar copiii. Dar, în cea mai mare parte, Richard se împăcase cu situația considera că acest volum solicitant de muncă este un element esențial în construcția capitalului de nădușală despre care tot auzise. La rândul lor, banii începeau și ei să devină o problemă pentru Richard. În ciuda faptului că afacerea se dezvolta nebunește, banii păreau să nu ajungă niciodată atunci când era cu adevărat nevoie de ei. Curând avea să descopere că contractorii nu se grăbeau deloc să plătească. Ca întâmplar, era plătit în fiecare săptămână, ca subcontractor, trebuia să aștepte frecvent, uneori cu lunile. Richard avea de încasat bani pentru lucrări pe care le terminase cu peste 90 de zile în urmă. Când se plângea contractorilor care plăteau târziu, parcă vorbea cu surzi. Oamenii ridicau din numeri, zâmbeau și promiteau să facă tot ce le stătea în puteri, adăugând: Dar știi și tu cum merg treburile. Dacă Richard insista, contractorul îi spunea: Uite ce e îți scriu cecul când o să pot. Dacă asta nu te mulțumește, va trebui să caut pe altcineva care să se ocupe de asta. Temându-se să nu piardă vreun contract, Richard bătea în retragere. Însă, indiferent dacă era plătit sau nu, Richard tot trebuia să-și plătească oamenii. Asta a devenit o problemă nemiloasă. Richard se simțea de multe ori ca un dansator pe sârmă. Se simțea de parcă îi ardea un foc în stomac zi și noapte și ca situația să devină și mai gravă, Richard a început să aibă impresia că lui Anne nu-i păsa de necazurile lui. Nu că ar fi stat prea des de vorbă cu soția despre companie. Mantra lui Richard era că afacerile sunt afaceri. Citez. Responsabilitatea mea este să mă ocup de firmă și responsabilitatea lui Anne este să aibă grijă de copii, de casă și de mine. Am încheiat citatul aparenta lipsă de preocupare a lui Anne l-a umplut de venin pe Richard. Oare ea nu înțelegea că el are o afacere de care trebuia să se ocupe? Că făcea toate acestea pentru familie? Se părea că nu. Pe măsură ce timpul trecea, Richard era din ce în ce mai consumat de best construction. Deloc surprinzător, Anne a devenit din ce în ce mai frustrată de faptul că soțul ei nu comunica și nu era interesat de ea și de copii. Ea a insistat să-l întrebe ce se întâmpla cu afacerea lor, de ce părea mereu atât de stresat. Îl presa să petreacă mai mult timp cu familia. Robert, contabilul, devenea și el o problemă pentru Richard. Robert nu părea să aibă niciodată informațiile financiare de care avea nevoie Richard pentru a lua decizii în materie de salarii și achiziții, sau despre cheltuielile generale de exploatare ale companiei fără să mai pomenim de câți bani dispuneau Richard și Anne pentru cheltuielile de zi cu zi. Atunci când era întrebat, Robert își ațintea ochii în pământ și spunea, Uite ce, e, Richard, am mult mai multă treabă de făcut aici decât îți închipui. Durează un pic mai mult. Dar nu mă presa, bine? Copleșit de propria lui muncă, Richard bătea în retragere de obicei. Ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit ar fi fost să-l supere pe Robert și să trebuiască să țină el contabilitatea. Putea de asemenea să empatizeze cu lucrurile prin care trecea Robert, dată fiind dezvoltarea companiei din ultimul an. Noaptea târziu, în biroul lui, Richard se gândea uneori la perioada în care lucrase ca tâmplar. Îi lipsea viața simplă pe care o duceau el și familia lui. Apoi, gândurile acestea dispăreau la fel de repede cum apăruseră. Avea treabă și nu avea timp să viseze cu ochii deschiși. O afacere este ceva grozav, își spunea în sinea lui. Doar că trebuie să-mi dau toată silința, așa cum făceam la școală, și să merg mai departe. Trebuie să muncesc la fel de mult ca de fiecare dată când trebuia să duc ceva la bun sfârșit. Richard a început să trăiască în cea mai mare parte a timpului în propriul cap. A început să nu mai aibă încredere în oamenii lui. Ei nu păreau să muncească suficient de mult și nici nu părea să le pese de afacerea lui la fel de mult pe cât îi păsa lui. Dacă voia să se facă ceva, trebuia să se ocupe persoana întâi. Secretara lui Richard, Sarah, a demisionat într-un acces de furie, nemulțumită de volumul de muncă pe care el pretindea. Richard a rămas cu un birou plin de hârtii și cu un telefon care suna neîncetat. Neavând nici cea mai vagă idee despre munca pe care o făcuse Sarah, Richard a fost copleșit, căci trebuia să facă să funcționeze un lucru pe care nu îl înțelegea. Lumea lui s-a întors cu susul în jos. Se simțea ca un străin în propria companie. Cum a putut să fie atât de prost? De ce nu și-a făcut timp să învețe ce făcea Sarah la birou? De ce a așteptat până acum? Ca un soldat la datorie, plin de energie, Richard a început să facă treaba pe care o făcea Sarah, aruncându-se în luptă cu toate forțele. Lucrurile pe care le-a descoperit l-au șocat. Spațiul de lucru al lui Sara era o zonă calamitată. Sertarele de la biroul ei erau un talmeș balmeș de hârtii, pixuri, creioane, gume, elastice, plicuri, cărți de vizită și bomboane. Ce-a fost în capul ei? a izbucnit Richard. Când a ajuns acasă în seara aceea, mai târziu decât de obicei, s-a luat la ceartă cu Anne nu a încetat decât când a ieșit din casă ca o vijelie ca să se ducă să bea ceva. Chiar nu-l înțelegea nimeni? Nu-i păsa nimănui de lucrurile prin care trecea? Richard s-a întors acasă doar când a fost sigur că Anne dormea și s-a culcat pe canapea. A plecat dimineața de vreme, înainte să se trezească cineva. Nu avea niciun chef de întrebări sau certuri. Când Richard a ajuns la birou, ceva era foarte în neregulă. Robert, contabilul, lipsea nemotivat. Frica a trecut prin corpul lui Richard ca un curent electric. Oamenii dispăreau, întâi Sarah, acum Robert. Dar Robert se ocupa de bani. L-a sunat pe Robert acasă. N-a răspuns nimeni. Cotrobăind prin biroul lui Robert, Richard a descoperit că dispăruse carnetul de cecuri și toate situațiile financiare ale firmei. Bărbatul a simțit că panica se acumulează în el ca lava. A respirat adânc de câteva ori și a încercat să-și calmeze gândurile care goneau turbate. Poate că Robert luase situațiile acasă cu o seară înainte. Poate că făcea ore suplimentare. A început să se plimbe încoace și încolo, în timp ce în mintea lui, gândurile optimiste se luptau cu cele pesimiste. Au trecut două ore. Richard era extrem de agitat. Telefonul continua să sune. Patru lucrări erau în plină desfășurare, și dacă nu trecea pe la ele, oamenii lui nu aveau să știe ce să facă mai departe. Cu toate acestea, a continuat să umble încoace și încolo, aproape paralizat de teroare și nehotărâre. Ce să facă? Ce să facă? În cele din urmă a sunat la bancă. Cuvintele aveau să-i răsune pentru totdeauna în urechi. Balanța dumneavoastră este zero. Coșmarul devenise realitate. Richard s-a trezit aruncat pe culmile disperării. Am distrus totul. A început el să urle. Ce o să le spun lui An și copiilor? Ce pot să fac acum? Ce lecții putem să învățăm din povestea lui Richard și a lui Anne? După cum am subliniat deja, toate afacerile sunt afaceri de familie. Fiecare afacere influențează profund fiecare membru al familiei, chiar și pe cei care nu lucrează în respectiva afacere. Fiecare afacere fie aduce ceva familiei, fie îi ia ceva, la fel cum face orice membru obișnuit al familiei. Dacă afacerea ia ceva, familia este întotdeauna prima care plătește prețul. În cazul lui Richard, ca să se poată elibera din închisoarea pe care o crease, ar fi trebuit ca, înainte de toate, să-și recunoască vulnerabilitatea. Ar fi trebuit să-i mărturisească soției și restului familiei că, efectiv, nu știa suficient de multe despre afacerea lui și că nu știa cum să o dezvolte. Ca mulți alți contractori, Richard încerca să se le facă pe toate și să țină totul secret. Dacă ar fi reușit, dacă afacerea i-ar fi întreținut familia așa cum își imaginase el, ar fi plesnit de mândrie. În schimb, Richard nu a făcut decât să se izoleze fără să-și dea seama, reușind astfel exact opusul a ceea ce își dorea. Și-a distrus viața, și viața familiei sale. Repetă după mine: toate afacerile sunt afaceri de familie. Ești ca Richard? Eu cred că toți contractorii au câteva trăsături sufletești comune cu el. Și mai cred că toți trebuie să învățați, unii pe propria piele, că o afacere este doar o afacere. Nu este viața voastră. Dar este de asemenea adevărat că afacerea ta poate avea un impact negativ profund asupra vieții, dacă nu înveți să procedezi altfel decât procedează majoritatea contractorilor. Altfel decât Richard. Poate că altfel decât procedezi acum. În cazul lui Richard, tragedia este că afacerea lui chiar ar fi putut să servească vieții lui și familiei. Dar, pentru a reuși asta, Richard ar fi trebuit să învețe cum să-și conducă afacerea într-un fel care îi era complet străin. În loc de asta, s-a întâmplat că afacerea lui Richard l-a consumat pe el. Lipsit de o înțelegere adevărată a gândirii strategice esențiale care i-ar fi permis să creeze ceva unic, Richard și familia lui au fost condamnați la eșec chiar dinainte ca el să pornească la drum. În continuare urmează secretele pe care Richard ar fi trebuit și ar fi putut să le cunoască dacă s-ar fi interesat. Să începem cu subiectul banilor.